Parlamentarii ar trebui să meargă în comunitățile care au ales să-i reprezinte în corpul legislativ din România și să poarte un dialog cu cetățenii și primarii. Este mesajul pe care Nicolae Sărdărescu îl transmite deputaților și senatorilor aleși de Vâlceni. Parlamentarii ar vrea să înțeleagă faptul că au fost aleși de oameni, au datorii față de oameni, iar dacă ei nu înțeleg că o simplă poză pe strada principală este insuficientă și nu are nicio valoare, înseamnă că nu au înțeles nimic. Să vină, să discute cu fiecare primar în parte, mai ales că au zone fiecare în parte, să le preia problemele și să ducă să ne le rezolve. Deci nu e suficient ca din... Nu a întrebat ultima oară cineva de sănătate? Niciun. Din 2020 sau din 2016? Din 2016 mai venea domnul Cocoș să mai întrebe, dar n-avea forță. Eu explicam unui parlamentar că dacă el reușește să se impună la nivel de parlament, adică să vadă că are valoare și că este, și are o relație, o corelație cu toate instituțiile la nivel central, e foarte bine pentru noi. Aia e menirea lui. Că nu ajută faptul că e frumos, că e deștept, așa cum se consideră, și are mare succes nu știu une. Pentru mine important este ca el, în momentul când sesizăm o problemă, prin prisma atribuțiilor care le are, că poate face interpelări, poate să facă propuneri, poate să facă proiecte de lege, să ne preia probleme, mai ales că aceste probleme nu sunt mai la Horezu. Sunt la majoritatea dintre primăriile acestea. Îi recomand și pun la dispoziție sala de ședință, oricare vrea el, să convoace primari, mai mulți primari. M-ați înțeles? Am avut o surpriză acum un an de zile, când a fost alegerile europarlamentare. Am avut și surpriza să ne întâlnim mai mulți primari cu printre alții și să vină și un deputat și să ne zică că dacă nu ne implicăm ne va sancționa el. Eu am vrut să-i spun că el nu poate să ne sancționeze în primul rând. Și faptul că pentru el muncește toată lumea. Eu nu am nevoie de el în campania electorală. De mine are nevoie în campania electorală. Pentru asta vreau ceva de la el. Acel ceva e pentru comunitatea horezeană. Asta e situația. Nu cred că se va rezolva ceva. Pentru că asta e o practică de după... Și atunci, la următoarea campanie electorală, mai depilați Doamnă, împreună? Depinde cu ce te apucă în momentul respectiv. M-ați înțeles? Din respect pentru președintele partidului, am acceptat să facem campanie electorală. Am acceptat. Nu, mai mult să facem campanie. Da? Deci respect pentru el. Edilul susține că unii dintre parlamentari n-au mai trecut prin localități din campanie electorală.